Că pe noi asta ne interesează, fiecare mi- The fuck! Dar nu trebuia să se întâmple asta! Bro, ăsta are hack, atâta damage dă brawlerul ăsta de fapt, bă, băieți! Lăsați-mă o leacă acolo în secțiune de comentarii ca să nu mi se pare ok, avem un skin de dat până acum. Eu nu dau înapoi, nu cad pe locul 2. Poate nu mi pare că aș face intenționat ca să mai dau și skin-uri, dar nu, bă, sunt eu noob. Sunt eu noob, bă, băieți, feți antene. Sunt sau nu noob? Spuneți da, spuneți da. Nu te cred, stați așa că nu știam chestia asta, nu m-am jucat. Ok. Cel mai ușor match din viața mea de Brawl Stars, dar totuși merităm și noi like pentru asta, băieți. Lăsați butonul ăla de like. Vreau ca cei de la Brawl Stars să adauge Lidl. Dacă există Penny în Brawl Stars, de ce nu există și Lidl? Ia spuneți-mi și mie, ia spuneți-mi. Că, bă, nu îmi pot explica chestia asta. Dacă este Penny, trebuie să fie și Lidl. N-ai cum așa ceva. Bă, Moschito. Moschito a murit de la gaz. Bă, vedeți? V-am zis să nu dați cu raid prin casă, bă, băieți, că aparent Angelo este sensibil la chestii de astea, la insecticide. Bă, repede omoră de la gazul ăsta, mă! Uae, s-o făcut mare! Bro, pleacă de aici, nu mai bea Teddy, pleacă! Pleacă, stai! Vreau și o gură de Teddy, vină-ncoa, dă și mie Teddy! Vină-ncoa, ți-am zis, dă și mie Teddy, de ce nu-mi dai Teddy? Rose, dă-mi Teddy, nu-mi dă Teddy, te rog, eu nu-mi dau! Ți-am zis să-mi dai Teddy, de ce nu mi-ai dat? Chiar dacă am vrut, n-am vrut, asta e. În episodul de astăzi vom încerca să facem un nou challenge pe Brawl Stars. Acela fiind, trebuie să ne jucăm cu Brawler doar de culoare albastră. Haideți să vedem cum o decurs acest challenge, dar o să trebuiască să rămâneți până la capăt, că a fost un episod foarte șmecher. Dar până atunci, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe-ul la blană care se află chiar aici și schimbă culoarea dacă l-apăsați, bineînțeles. Și nu uitați un follow pe Instagram, că m-ar ajuta enorm de mult, așa că eu vă las cu episodul, vizionare plăcută, pa! Bă, băieți, observ că avem ceva brawler de jucat la culoare albastră, așa că hai să vedem cum o să decurgă acest match, că sunt foarte curios, mai ales că trebuie să câștigăm cu fiecare în parte ca să vedem cât de bun suntem. Hai să vedem dacă reușim să facem challenge-ul. De câte ori pierd, vom da un skin gratis, deci asta e. Primul brawler este Jesse cu acest skin extrem de șmecher, bă, nu e un skin rău. E un skin chiar super simpatic, acum rămâne de văzut dacă vom reuși să câștigăm match-ul. Că pe noi asta ne interesează, fiecare match. The fuck! Dar nu trebuia să se întâmple asta. Bro, ăsta are hack, atâta damage dă brawlerul ăsta de fapt, bă, băieți. Lăsați-mă o leacă acolo în secțiune de comentarii ca să nu mi se pare ok, avem un skin de dat până acum. Eu nu dau înapoi, nu cad pe locul 2, trăievar familia, nu o las așa, nu o las așa. Că trebuie să câștigăm, aia a fost o greșeală, n-am să vă mint. Deci n-ai cum, uite, vedeți așa se joacă de fapt, n-ai cum, atunci s-a întâmplat ceva, a fost o eroare. What the fuck? Bă, dar cineva a dat în cutiile astea, nu? A, ursul! Ursule, pleacă de aici, ursule, n-am mure! Ursule, pleacă de aici! Haide, și acum unde este Nita, întrebare întrebătoare? Ia fiți antenă, că aici este cineva. Bul, ia! Stai, bul, a uitat asta! Am dat pe lângă, bul, vin înapoi, a uitat asta! Aia zic, bul, am crezut că ai uitat, bro, dar văd că n-ai uitat. Ok, nu este bine absolut deloc, hai. Ok, hai. Cine mai este aici? Mai este Rosa, hai că nu e o problemă atât de mare. Bam! Primul match câștigat, asta zic, bă, așa trebuia să decurgă primul match, așa trebuia, vă zic eu. Iar din acest star drop ne va pica mare legendară și... Super Rare, da. Oricum, episodul ăsta ne pică legendară, fiți antenă de... Următorul brawler este Dynamite! Hai să vedem cum merge meciul și cu Dynamite, n-am mai jucat Dynamite de când nu m-am apucat de Brawl Stars. M-am jucat foarte puțin atunci și de atunci nu m-am mai jucat. Doar că mi se pare ceva dubios aici, n-ar fi trebuit să mai fi... Ok, avem două skin-uri de dată, n-am apucat să mai termin propoziția că m-am enervat. Camper nenorocit, ce să mai zic, că nu mai am nimic de zis. Deci avem două skin-uri de dat. Băi, e bine, poate nu mi pare că aș face intenționat ca să mai dau și skin-uri, dar nu, bă, sunt eu noob, bă, băieți, feți antenă. Sunt sau nu noob? Spuneți da. Ok, bă, hai să vedem acum care faza, meciul ăsta e ușor, e ca și luat, uite aici mai este cineva, băiatul ăsta, ce, nu știu cum îl cheamă, cred că Buster sau ceva, vine nu ca brother. N-ai tu drept de opinie cu mine. Aia zic, bă, da, dă ceva damage brawler-ul ăla și totuși nu prea-l văd jucat așa des. Da, na, totuși, uite-l aici pe Mico, Maimuța!
S-a dus maimuța. Unde, de unde a ieșit ăsta driver, familia? What? Bă, ăla de unde a ieșit? Uite și pe Shelly. Am dat pe lângă. Măcar i-am nimerit. Bă, băieți, meciul ăsta a fost câștigat totuși. Este aici. Este win. Se pune sau nu se pune? Ia lăsați acolo că eu nu știu. Se pune sau nu se pune meciul ăsta ca și câștigat. Bă, eu văd că am primit coroane în plus. Deci, bănuiesc că ai câștigat. De data asta ne jucăm cu ruginitul de tic. Hai să vedem cum e brawlerul ăsta. Să vedem care este faza. Dacă reușim să facem vreun kill. Uite că le dăm acum rău de tot acolo. Poate reușesc. Bă, dar ăla cum am putut lua atunci? Bă, mă ia ăsta, mă. Mă ia nebunul, bă. Bă, Jin, vin în coa. Nu mai vine în coa. Hai, pleacă. Bă, dar și Jin, bă, fratele meu, bă, dacă mă bate Jin, care este un brawler, bă, e șmecher, dar ai nevoie de skill să joci cu Jin. Aia, zic, hai că nu mă așteptam să-l nimeresc. Bă, e bun, e bun. Hai, bă, băieți, că nu e chiar așa rău cu Tic. Dăm aici rău de tot. Bă, am dat atât pe lângă, acum mi-am dat seama, what? Păi și cum fac să bubuie? A, trebuie să dau așa, jură-te. Nu te cred, stați așa că nu știam chestia asta, nu m-am jucat. Ok. Cel mai ușor match din viața mea de Brawl Stars. Dar totuși merităm și noi like pentru asta, băbeți. Lăsați butonul ăla de like. Uite, băiatul nostru care se mișcă pe beat. Haide, roboțelule, hai că ăsta nu e așa ruginit. Ăsta parcă e puțin mai periculos. Bă, dar ce greu se mișcă, bă, bituleț, bro. De ce te miști așa greu? Care e faza, bro? Nu ți-o mai schimbat ăștia circuitul în tine? Care, uite, ăla nu e ruginit. Ăla cum se poate mișca așa? Bă, am dat numai pe lângă, am înțeles, aparent. Da, el nu cred că are skill-ul ăsta să nimerească. Bă, am înțeles, cred că mi-am luat acum mare bătaie. Sau poate nu. Ba banana, banana. Hai, driver, că îl batem, nu va ști ce l-a lovit. Aparent chiar nu știi ce l-a lovit, dar vino mai aproape, bro, nu mai fugi, oricât ai fugi glonțele mele, tot te prind, vino cu a, hai. Aia zic, hai că bă, meciul e câștigat. Dacă l-am bătut pe Sergi, e câștigat. Hai că nu e câștigat. Trebuie să-i batem pe toți și să plecăm de parcă nu s-a întâmplat nimic. Au mai rămas încă doi inamici. Una văd că e Rose și văd că mai este El Primo. Și batem pe amândoi și... What? Mă bate El Primo. Nu mă bate El Primo. El Primo rămâi aici că a uitat două glonțe. Haide! Aia zic, bă, băieți, mă, că merge bine, challenge-ul e al nostru. De aici nu o să pice legendară, dar totuși o rară de asobraznică. Nu, mai bine nu ne pica nimic. Mai avem aici încă un star drop. De aici o să ne pice mare mitică, tot rară. What? Bro, cred că am fost blestemat. N-ai cum așa ceva, am fost blestemat. Rico, cu guard Rico, cu skin-ul ăsta extrem de șmecher. Deci fiți antena, bă, băieți, avem de dat 3 skin-uri. Dacă nu cumva, o să le vedeți acolo în secțiunea de comentarii. Cuvântul secret pentru ore în plus pe acest episod este Rico. Deci cine vrea Rico, scrie acolo, are ore în plus, se apropie de moderator. O să mai primească ei skin-uri în plus, că n-am moderatorii. Până la urmă sunt moderatori. Vorba vine. Bun, hai să vedem. Unde vă ascundeți, bă, băieții? Ieșiți puțin de aici ca să discutăm. Auzi? Stai puțin pe loc. Nu fugi. Dar de ce fugi, a? Vino înapoi. Hai să mai vorbim puțin. De ce n-ai venit să cânti la înmormântarea mea? Zi. Bă, stai, nu te mai mișca atâta. Dar bine că m-ai băgat într-o mie. Aparent mai avem de dat un skin în plus, că am murit cu Rico și nu cred că am reușit să iau trofee, bă, am luat trofee în plus. Bă, cred că este bine, nu, n-am pierdut aparent. Sau am pierdut? Nu, n-am pierdut, că am un win streak. Aia zic, bă, băieți, nu s-o pierdut. Hai, bă, că e ce trebuie. Dar totuși aș vrea să mai încerc încă o dată un match cu Rico ca să fii cinstit. Că match-ul ăla mi se pare că a fost prea dubios, nu prea mi-a plăcut. Ai, bă, du-te, mă, că... Uai, m-a nimerit. Nu mă așteptam să mă nimerească la faza asta, dar totuși, hai, dă-i, că dacă nu dai, dau eu. Ia joacă pe asta, ți-am zis, bă, băieți, ia spuneți și voi încă o dată acolo. Băi, eu i-am zis lui Neni, dacă nu mă nimerește, nimeresc eu, nu-i problemă. Hai să vedem următorul unde este. Bradere, cine e ăsta? Stai puțin pe loc, aia zic, noroc că ai stat pe loc. Aș putea spune chiar dacă n-ai stat pe loc, dar totuși. No! Du-te că da atâta damage, bro, și am avut 8 de alea pe cap. Bă, cât damage dă nebunul. Aparent, bă, cred că e bine, tot am luat trofee în plus. Deci cred că e bine, nu știu, lăsați acolo în secțiune de comentarii.
Daryl! De data asta nu m-am mai jucat Daryl de când eram noob. Deci, de când eram noob, primul brawler cu care m-am jucat când m-am apucat de joc a fost Daryl. Deci, bă, nu știu ce să zic. Ar trebui acum să știu să mă joc Daryl, nu-i așa? Bă, bradere, pleacă de aici, că dacă mă întorc pe tine, n-ai mai văzut așa ceva. Vino cu a. Ți-am zis, stai cu minte. I-am zis, bă, băieți, spuneți voi te nu, i-am spus să... Bă, fii cu minte, bă. Fii cu minte. Acum, hai să vedem aici cu Feng. Ia, Fengule, hai mai aproape. Hai mai aproape cu piciorul, hai. Hai, traițar, că ți-l iau în gură, îți promit eu, vino cu a, am zis. De ce fugi? Ți-am zis să vii mai... Ți-am zis, vino cu a. Bro, dar de ce nimeni nu vrea să mă asculte, mă? Care-i faza? Nimeni nu vrea să se apropie de mine. Ok, Bibi, stai 2 secunde, tot. Uai! Bro, ce bombonic mi-a dat peste gură, ești nebun? Hai, vino măcar tu încoa. Am înțeles, am uitat că sunt împotriva lui Mortis și Mortis, da, am uitat. Sincer, bă, băieți, chiar am uitat. Complet am uitat chestia asta. Dar, hai că e bine, l-am bătut și a mai rămas 1 versus 1 contra Bibi, dacă nu cumva. Și totuși ai de viață, mă, speram să nu fie Bibi, că Bibi ne sparge rău de tot, dă un damage. Haide, e meciul meu! Aia zic, bă, băieți, v-am zis că e meciul meu, v-am zis, am băgat tot-o pe Bibi, nu știu ce-o lovit-o. De data asta băgăm un meci aici alături de Penny, dar totuși, bă, aș vrea și eu să fac aici o... Vreau ca cei de la Brawl Stars să adauge Lidl. Dacă există Penny în Brawl Stars, de ce nu există și Lidl? Ia spuneți-mi. Că, bă, nu îmi pot explica chestia asta. Dacă este Penny, trebuie să fie și Lidl, n-ai cum așa ceva. Bro, lasă-mă, nu mai da în mine, că dau eu. Aia zic. Aia, bă, fratele, bă, că ăsta e meci ușor. E ușor, aia, bă, că challenge-ul ăsta nu e chiar atât de rău. Bă, chiar e super ok. Chiar este super, super ok. Oh, shit, nu. Îmi retrag cuvintele, e suficient de greu, da? Este suficient. Hai, mai dai, bradere, mai dai. Vin apoi, nu mai vin, nu? Ai plecat. Ok, aparent se întoarce. Nu, bro, du-te de aici că n-am nevoie de tine. Stai așa că mai vine și bă, dar de ce toată lumea este împotriva mea? Dar nu mi se pare corect ca toată lumea să fie împotriva mea, sincer vă spun. Bă, 1-2 să fie împotriva mea, da, dar nu toată lumea. Hai, vino și tu aici. Bro, aia zic, hai. Am crezut că acolo m-am dus, am crezut că am pierdut, dar aparent nu sunt prea bun. Vorba vine. Mai este cineva pe aici? Alo? Inamicule? Stai pe loc, Bi! Bi, stai pe loc, uite! Uite, am pus un tun acolo, sigur nu trage înspre tine! Eu ți-am spus! Dar dacă nu te apropii de el, nu tragea înspre tine! Încă un meci câștigat alături de Penny! Hai cu Lidl! Nu avem Lidl! Mai avem aici încă un star drop obraz din care ne pică mare! Rară, jură-te că rare! Cel mai urât cuvânt! Ne jucăm cu cel mai frumos skin adăugat vreodată în jocul ăsta, adică Sultan Carl. Așa că, bă, băieți, să știți că în secțiunea de comentarii veți avea acolo skinul Sultan Carl pentru toate persoanele de ați vizionat acest episod. Dacă cumva o să mai facem la episodul ăsta 1000 de vizualizări, adică, bă, 1000 de vizualizări, mai dăm încă 5 skinuri tot acolo să facem noi un giveaway acolo elegant cât de cât. Facem noi să fie bine, bă, băieți, ia fiți antenă. Aia zic, bă, altceva, bă, frumos skin. Spuneți voi de noi frumos skin-ul. Hai, mă, că e bine, dăm așa încet, cic încet. Vorba vine încet. Mai dăm așa cu scheme, că noi suntem băiatul cu schemele, nu-i așa? Aoleo, stai așa că e și maimuța, nu-i bine, bro, dar de ce vine și maimuța? Dar de ce vine și un robot și o maimuță pe mine? Văleu, încă un meci, că meciul ăla mi se pără că s-o termina cam repede. Cine e ăla, bro? What? N-am apucat să văd cine-i. Aia, Angelo, du-te, mă. Repede, Angelo. Ia, bro, ia de aici. Hai, du-te, că ești tu repede, muscuță. Bă, Moschito a murit de la gaz. Bă, vedeți? V-am zis să nu dați cu raid prin casă, bă, băieți, că aparent Angelo este sensibil la chestii de astea, la insecticide. Bă, repede a murit de la gazul ăsta, mă. Nu pot să cred așa ceva. Bă, știam eu ceva. Dar nu mă așteptam să și funcționeze pe Angelo. Na, că era aici Mandy, a uitat ceva de la mine. Mandy, ia puțin bumerangul.
Aoleo, dar cât ai? Mamă, că mă sparge, Mandy. Mă sparge, nu-i bine. Nu-i bine, are 10 star power. Nu este... Cum nu... Bro, cum o nimerit acolo? Că n-are niciun sens la cum o nimerit, sincer. Carl! Hai, Carl versus Carl, hai! Hai să vedem, Carl versus Carl, am înțeles. Acum Mandy vine, îmi dă aici o ultimată, m-a omorât în ultimul hal. Hai că l-am luat pe nebun, Mandy dă pe lângă, măcar acum aș putea să o bat pe Mandy. Zic și eu, aia zic, haide, 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 haide! Nu, bro, și aveam șanse, am luat locul 2, bă, totuși am câștigat meciul, n-am ce să zic, bă, mi-a răzbine și meciul ăsta cu Carl. Bă, băieți, există o problemă extrem de mare, eu nu știu absolut deloc să mă joc cu Jackie, deci asta este absolut prima dată când mă joc cu Jackie. Cred că de asta m-am dat și cu boți, așa că... Prima dată cred că ar trebui să aflu, să văd cum se joacă Jackie. Hai că dă damage, Jackie, bă! Bă, le-am luat piatra de pe rinichi, ești nebun, n-ai cum, ia, Bibi! Bine, cred că Bibi este o problemă destul de mare, am înțeles. Bibi cam dă damage, m-ar cam bate rău de tot. Bibi a uitat asta. Aia zic. Hai, hai, Rose, vino și tu. Hai, Rose, uite, uite, aia zic. Cine, cine? Colette, Colette, a uitat asta, Colette. Ia, joacă pe asta, Colette. Ți-am zis eu că a uitat asta, Colette, ți-am zis? Ți-am zis? Hai. Bă, bă, că nu-i rău. Bă, dar e fun skin-ul ăsta. Nu știu de unde l-am. Asta e prima dată când văd skin-ul ăsta. Dar, sincer, îmi place rău de tot. Chiar este super șmecher skin-ul ăsta. Habar n-am de unde l-am. E prima dată când văd că am skin pe Jackie. Sincer să fiu. Deci nu mă întrebați care, ce, cum e faza. Nici nu știu cât costă. Ok, mai avem nevoie de unul singur. Inamicule, ia numai cam patul și ieși aici la scandal. Vrei scandal? Hai scandal. Unde ești? Bro, dar unde e inamicul? What? Inamicule? Alo? Inamicule! Inamicule, what the fuck? De unde-i? Bro, unde e ăsta? Tu glumești? El primo! El primo! Ia el primo, ține! Hai el primo, hai! Au! El primo, stai, că mă doare! El primo, vin înapoi, ai uitat asta! Ai uitat asta! Hai bă că a fost un meci bun și cu Jackie. Bă, e faină Jackie, dă multe meci, n-am să vă mint. Mare legendară din episod de astăzi este o super rară. Cine a zis că o să ne pice legendară? Nu știu, dar e un mincinos. Ultimul brawler din acest challenge este Gaz, cu care nu m-am jucat un meci, cred că m-am jucat atunci când mi-a picat de curiozitate. Dar hai să vedem cam cât de rău e, bro. Am dat astea foarte aiurea. Nu te cred. Ce aiurea le-am putut da. Bro, vin înapoi, bă, porumbele, porumbelul vopsi, vin încoa. Ok, lasă, se întoarce, dacă nu mă duc eu după el, ia, vin încoa, porumbele. Porumbele, vin încoa, unde-i? Au, mi-am luat damage. Hai, porumbele, nu mai ai cum să fugi, ți-am zis, porumbele. Bă, dar unii chiar nu știu, mă, nu aud, nu știu care e problema, dar ultimata mea oare ce face? Bro, chiar nu știu ce face brawlerul ăsta, sincer vă spun, chiar nu știu ce face brawlerul ăsta. Am dat aia foarte aiurea și am murit extrem de aiurea, dar am luat locul 4 totuși, sau locul 3. Locul 3 chiar. Hai că mai încercăm un meci, că e ultimul brawler și vreau să văd care este faza cu el, dar chiar dacă am câștigat meciul, cum ar veni, teoretic. Ok, tot cu Gas aici, bă, băieți, hai Gasule. Hai Gasule. Mamă, dar nu dau damage în El Primo. Bă, El Primo. Bro, dar ce mănânci, mă, nebunule? Bă, dar ce mănâncă El Primo? Bă, băieți, uite alea că nu dau damage în El Primo. Bă, El Primo, stai două secunde. Bă, mai mori și tu, bă, El Primo, bă. Nu te cred că te-am dat în el. N-ai cum, ca în hoții de cai, bă, băieți, n-ai cum așa ceva. Era să mă bată El Primo, sunt pe loc, ești nebun, nici măcar nu s-o chinui să mai dea în mine. Că știa că nu are rost să mă mai nimerească. Nu ca și cum m-ar fi omorât. Nu, jucau fotbal cu balonul meu, ești nebun. Hai bă, fratele meu, bă, cât durează, nu-mi place brawlerul ăsta, durează mult. Ciao! Uae, s-a făcut mare! Bro, pleacă de aici, nu mai bea Teddy, pleacă! Pleacă, vin, stai! Vreau și o gură de Teddy, vin încoa, dă și mie Teddy. Vin încoa, ți-am zis, dă și mie Teddy, de ce nu-mi dai Teddy? Rose, dă-mi Teddy, nu-mi dă Teddy, te rog, eu nu-mi dau. Ți-am zis să-mi dai Teddy, de ce nu mi-ai dat? Chiar dacă am vrut, n-am vrut, asta e. Hai că mi-am făcut viață, că i-am luat acolo sufletul. E bine, o mai rămas unul singur.
Mamă, hai bă băieți, bă, că n-avem cum să pierdem, ia fiți antenă. Bam! Și încă o bucată, bam! Și mai trebuie încă una. Hai că, bă, n-ai cum. Bă băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episod de genul, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Iar eu vă voi citi toate mesajele de acolo. Așa că mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine. Noi ne auzim cu de obicei în episodul următor. Toate cele bunice, bye bye, pa!